Chiar dacă e abia luna octombrie, Mercurul a coborât de nenumărate ori până acum sub 7 grade Celsius. În aceste condiții, anvelopele de vară devin periculoase, spun specialiștii, și trebuie schimbate cu cele corespunzătoare sezonului. Din acest motiv, șoferii nemțeni au fost și sunt în continuare îndemnați să-și echipeze autoturismele cu anvelope de iarnă. Acestea oferă mașinilor mai multă aderență, o mai bună manevrabilitate, iar distanța de frânare este una semnificativ mai mică. În funcție de dimensiuni, calitate și marcă, anvelopele costă între 170 de lei și ajung până la 300 de lei. Pregătiți șoferii pentru sezonul de iarnă care a venit mai devreme? Pregătiți și nu prea. Dacă n-ar fi nins, probabil duminică seara, acum am fost un pic mai liberi. De obicei se apropie 1 noiembrie și atunci toată lumea vine. Da. Deci în mare parte s-au pregătit. Da. În mare parte să spunem că da, că s-au pregătit, dar și datorită vremii, pentru că a nins mai devreme la noi. Dacă nu ar fi nins? Dacă nu ar fi nins, probabil clienții care vin astăzi sau au fost ieri ar fi venit peste o săptămână sau două maxim. Deci cât mai aproape de 1 noiembrie. E pragul psihologic la clienții. Prețurile cum sunt? Prețurile variază atât la anvelope cât și la servicii, în funcție de tipul de jantă pe care se montează anvelopa. Plecăm de la un 40 de lei, un set montat și echilibrat cu anvelope cumpărate la noi și ajungem probabil și cu tire hotelul undeva la 80 de lei maxim. Anvelopele pleacă de la 170, 175, 65, 14 ca și dimensiune și ajung până la 250-300 anvelope premium. Cum preconizați că va fi următoarea perioadă? Săptămâna aceasta va fi foarte aglomerat, apoi va urma o pauză, spunem noi cu mai puțin clienți, și cât mai aproape de 1 noiembrie atunci se va aglomera. Sau la următoarea zăpadă.